AJOFM Mehedin pune la dispoziția șomerilor în această săptămână 263 de locuri de muncă disponibile. Iată oferta completă. Barman, 5 locuri. Bucătar, 2 locuri. Operator calculator, 2 locuri. Dispecer centru alarmă, 2 locuri. Cofetar, 1 loc. Tulgher, 10 locuri. Lucrător în bucătărie, 7 locuri. Lucrător comercial, 2 locuri. Fierar betonist, 5 locuri. Finisor, 5 locuri. Inginer mecanic, 1 loc. Pizar, 1 loc. Ospătar, 7 locuri. Zidar, 5 locuri. Vânzător, 3 locuri. Femeie de serviciu, 1 loc. Dispecer, 5 locuri. Șofer, 6 locuri. Lăcătuș mecanic, 1 loc. Sudor, secretar notarial, vopsitor, lemn, tâmplar universal, câte un loc. Muncitor necalificat, 21 de locuri. Confecționer tâmplărie PVC, 1 loc. Montator tâmplărie PVC, 1 loc. Muncitor necalificat cablaje, 110 locuri. Inginer producție, 4 locuri. Tehnician, 3 locuri. Electrician, 6 locuri. Lăcătuș mecanic, 6 locuri. Sivuitorist, 1 loc. Manipulant mărfuri, 10 locuri. Controlor calitate, 20 de locuri. Secretară, 1 loc. Programator producție, 2 locuri. Administrator rețea calculatoare, 2 locuri. Noi așteptăm toți șomerii din județul nostru și numai din municipiul de pe Tatomul Severin și din județ să vină să intereseze despre aceste oferte de locuri de muncă vacante, pentru ca noi să-i punem în legătură cu acești angajatori, astfel încât să meargă la sediile acestor firme și să-și negocieze direct ocuparea unui loc de muncă. De asemenea, pentru șomerii care nu stau în municipiul Drobeta, Tunul Severin, noi avem 5 puncte de lucru în județ, în municipiul Orșova, în orașele Strehaia, Baia Dreama, Vânzi Jumare și un punct de lucru în comuna Cujmir, unde colegii noștri le vor pune la dispoziție toate informațiile de care vor avea nevoie legate de aceste locuri de muncă vacante. Deși sunt destul de multe locuri disponibile, acestea nu sunt suficiente pentru a influența semnificativ rata șomajului, ce se menține la cote alarmante în județul nostru. Și tot ca o caracteristică a pieței de muncă din județul nostru, posturile sunt extrem de prost plătite, puțin fiind mehedințenii care își doresc să profeseze în județ.